Femeia susține că i s-a furat prin violență suma de 200 de lei. După câteva ore, oamenii legii au identificat doi tineri de 18 și 27 de ani, suspectați că au atacat-o pe bătrână. Activitățile de cercetare și investigare desfășurate cu operativitate de polițiștii din Borșa au dus la identificarea doi tineri bănuiți de comiterea faptei. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează a fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol.